Iată-ne din nou împreună, în această seară, la ceas de seară, ne aducem aminte de datorii. Ce datorii? A rămas dator cu rețeta de sos cocktail de la platoul cu fructe de mare. Păi ce să însemne sos cocktail? O rețetă extraordinar de simplă, care ar conține maioneză, ketchup, un pic de coniac sau whisky, să nu-l beți, și sare și piper pentru corectare. Acum, că vreți dumneavoastră să faceți maioneză sau ketchup de casă, nu aveți decât. Cel mai simplu este o maioneză bună, un ketchup bun, ăla care vă place dumneavoastră, un picuțel de coniac ca să-i dea o tentă așa cum trebuie și corectăm din sare și piper dacă e nevoie. Așa că, ce facem noi? Luăm la două părți de maioneză o parte de ketchup, adică două linguri cu vârf de maioneză, o lingură cu vârf de ketchup, hai să mai punem un pic, așa, un strop de coniac, restul îl bem mai târziu să nu ne vadă nimeni, un praf de sare amestecat cu piper, o paletuță de asta așa de cauciuc, îl amestecăm bine și obținem un sos așa portocaliu, dulceag, așa, un pic aspru din cauza alcoolului și ăsta este un sos cocktail. E după gust, dacă vrei să-i pui mai mult ketchup, că ai un ketchup mai slăbuț, îi mai pui. E pe gustate. Important este că acest sos este foarte, foarte versatil și îl folosim la cartofi prăjiți, îl folosim la fructele de mare, îl folosim la aripioare, îl folosim la coastele barbecue, adică la foarte multe chestii, la gujon merge. Bun, aici este nepicant, deci este un sos cocktail nepicant. Dacă și este baza, de fapt, pentru sosul, poate că ați auzit, de sosul samurai. Sosul samurai e la picant, 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 care ne place că mereu ne dă senzația că ne e foame. Așa că v-am arătat cum se face sosul cocktail, nimic mai simplu decât sosul cocktail. L-am făcut, l-am pus frumos aici,